Când Epic Games a anunțat că a cumpărat studioul People Can Fly, creatorii seriei Painkiller, se credea că studioul își va petrece următorii ani realizând conținut descărcabil pentru Gears of War. Din fericire, nu a fost cazul. Cele două companii chiar au colaborat la crearea unui joc total nou, unul care nu este un third-person shooter maroniu sau gri. Nu este despre Space Marines, deși se petrece pe o altă planetă. Este un first-person shooter despre pirați spațiali. Dar nu orice fel de first-person shooter despre pirați spațiali. Cea mai bună descriere pentru joc ar fi Tony Hawk FPS. Probabil sună cam ciudat, dar imaginați-vă acel sistem de score de la seria Tony Hawk's Pro Skater. Acelea când primeați puncte dacă faceți o anumită manevră, dacă faceați ceva original, dacă vă foloseați teren cât mai bine. Imaginați-vă asta într-un FPS. Asta este premisa lui Bulletstorm. Pentru fiecare inamic omorât, primiți puncte. Nu experiență, ci puncte. Diferența este că experiența ar fi în mod normal folosită pentru a crește nivel. Punctele, în schimb, sunt folosite pentru a achiziționa armament nou și a îmbunătăți uneltele de bază ale personajului. Acestea sunt apoi folosite pentru a omorî mai mulți inamici și pentru a obține mai multe puncte pentru a căpăta mai multe arme și a face mai multe upgrade-uri. Ciclul se repetă până la plictiseală, iar plictiseala nu cred că va veni prea curând. După cum ilustrează imaginele de pe fundal, se pune un accent foarte mare pe un stil original de a omorî fiecare inamic. Simpla otrăvire cu plumb ce se mișcă la viteză foarte mare încă mai este o tactică destul de bună pentru a scăpa de inamici, dar nu știu dacă vreți să primiți puncte multe. Pentru asta va trebui să creați un spectacol, să vă faceți oponenții să creadă că le-ați premeditat ani de zile crima, că nu sunt doar un grant aleator peste care ați dat și l-ați omorât din plictiseală, că v-a păsat de el. De aceea, jocul oferă o sumedenie de moduri creative de a vă omorî inamicii. Îi puteți împușca în cap, le puteți vâră o grenadă pe gât, le puteți face cadou cu o rachetă sau vă puteți folosi de decor. Gândiți-vă la ceva similar cu Dark Messiah of Might and Magic. Sep la fiecare pas, locuri unde pot fi electrocutați oponenții, căzături imense și așa mai departe. Inamicii nu vor intra în aceste obstacole de bunăvoie, desigur. Veți avea nevoie de un instrument foarte util, unul pe care însuși Duke îl folosește, bocancul suprem. Cel folosit pentru Bulletstorm chiar este mai puternic decât cel al lui Duke, deoarece are un efect de slow motion atașat, nu în sensul că va intra în slow motion jocul când este folosit, ci în sensul că inamicul va intra în slow motion dacă este lovit, și numai inamicul. Acesta va pluti în aer preț de câteva secunde, timp suficient pentru a putea fi ciuruit cu gloanțe sau trimis în cel mai apropiat cactus gigantic. Bocancul nu este singurul instrument cu această putere din arsenalul jucătorului. Mai există și un lasso, care pe lângă faptul că poate paraliza într-o stază antigravitațională orice oponent, cel previzibil este că inamicii pot fi trași spre jucător. Dar fiind vorba de un lasso energetic ce poate fi upgradat, acesta poate căpăta mai multe efecte, cum ar fi transformarea sa într-o mini-bombă care va lansa în aer toți inamicii dintr-o zonă. Nu-i va omoră, dar cât stau în aer nu se prea pot apăra. Prin combinarea piciorului, a lasso-ului, cu mediul și cu armele ce includ chestii precum carabine cu 4 țevi, puști care trag cu bile de moarte ce lichifiază totul în afară de scheletul inamicului, un lansator de lanțuri care are la ambele capete grenade și se pot încolăci în jurul gâtului unui oponent, dând un nou sens expresiei BOOM, headshot. Combinând aceste lucruri, se pot obține un număr foarte mare de moduri de a omorî un oponent. Și nu va trebui să omoriți doar unul. După ce ați terminat cu unul, treceți imediat la altul, preferabil destul de rapid pentru a putea păstra un combo, iar un combo aduce mai multe puncte. Asta veți face atât în single player cât și în multiplayer. Ce fel de moduri de multiplayer vor fi la îndemâna jucătorului nu s-a menționat încă, dar sunt detalii despre campanie de single player. Veți intra în bocancii unui anume Grayson Hunt, un mercenar care descopere că lucrează de fapt pentru cei răi. Când își confruntă superiorii, este exilat într-un colț din spațiu, unde face ceea ce ar face orice mercenar rămas fără un loc de muncă. Devine un pirat. Dar după o vreme, trecutul se întoarce pentru a-l bântui, sau mai exact, pentru a-i ciurui nava spațială și a-l obliga să se prăbușească pe planeta Stygia. O fost atracție turistică și a suferit de pe urma unei mici catastrofe ce a dus la dispariția populației și la apariția unor plante foarte neplăcute, gigantice chiar, și revenire la suprafața unor creaturi de legendă care sunt extrem de mari și foarte furioase. Pe această planetă aflată în paragină, Grayson Hunt și foștii săi aliați
vor trebui să lupte pentru propria lor supraviețuire și pentru a putea evada de pe planetă, împotriva unei hoarde de inamici formate din oameni, mutanți și tot soiul de creaturi foarte neplăcute. Jocul nu va avea un ton foarte serios, având momentele sale de comedie, care de obicei vor fi livrate sub forma unor replici inspirate de Duke Nukem. Stilul pe care vrea jocul să-l atingă este o combinație între Firefly, Burnout și Duke Nukem desigur. De la Firefly luând tematica piraților spațiali, de la Burnout sistemul de scor, Burnout fiind în general Tony Hawk's Pro Skater cu accidente de mașini, iar de la Duke Nukem restul. Bulletstorm va avea la bază motorul grafic Unreal 3, dar spre deosebire de să zicem Gears of War, nu este genul de joc care se teme să arate puțină culoare. Mediul înconjurător este plin de viață, o parte însemnată din acea viață încercând în mod activ să vă omoare, iar privirea generală va fi destul de plăcută. Jocul este creat la o scară destul de mare, fiind în decor clădiri imense ce se vor prăbuși sub ochii jucătorilor. De asemenea, vor fi inamici imensi, gigantici, monstruoși care nu vor încăpea într-un singur ecran. Aceștia vor fi boșii jocului, care nu doar că sunt periculoși și foarte puternici, dar pot schimba puțin condițiile mediului. Spre exemplu, o plantă masivă poate transforma podeaua într-o suprafață foarte alunecoasă, cauzând personajul să se comporte de parcă ar fi la patinoar. Iar aceste condiții se vor schimba pe parcursul unei lupte, o bătălie fiind împărțită de obicei pe mai multe stagii. Bulletstorm promite să ofere o perspectivă nouă asupra genului first person shooter, una la care nu contează pe cine omori sau de câte ori, ci cum. Din materialele lansate până acum, pare că va fi un joc destul de distractiv și în ciuda faptului că este realizat în parte de către Epic Games, va fi lansat și pentru PC. Cerințele de sistem nu sunt deocamdată cunoscute, chiar dacă are la bază motorul Unreal 3, va folosi o versiune ce nu prea a fost implementată până acum în niciun alt joc, așa că ar putea fi considerabil mai mare decât cele pe care le avea Unreal Tournament 3. Bulletstorm va fi lansat pe data de 22 februarie 2011.